Prezent în emisiunea Vorbește Liber de la TVR, ministrul agriculturii Daniel Constantin a explicat cum se face că parlamentarii au respins ceea ce ar fi trebuit să fie cel mai important proiect agricol al României de după 89, mai ales că votul era ca și aranjat. Și totuși, în ședința de miercuri, liberalii s-au abținut, iar socialdemocrații și aliaților au lipsit. Întrebat de ce n-a avut sprijinul colegilor, ministrul Constantin a spus că va rezolva chestiunea pe altă cale. Am discutat despre acest proiect de foarte mult timp și chiar și în emisiunea dumneavoastră și am spus de fiecare dată că avem resursele financiare pentru infrastructura secundară, nu avem pentru cea principală. Am încercat în 2013 să convin Comisia Europeană, am discutat cu comisarul Hahn, am încercat în 2014, am depus un proiect la președintele Comisiei Europene, la domnul Juncker, deci există toată logistica, pentru infrastructura principală. Avem nevoie de 1 miliard de euro. Nu am găsit resurse nicăieri și atunci am avut o discuție cu primul ministru și am spus, domnule, haideți să încercăm să alocăm de la bugetul de stat, așa cum s-a făcut pe armată, un acord politic, să creștem bugetul an de an, să avem și pentru zona de irigații, astfel încât să nu mai plătim deci fiecare an de stocul vin. Miliardul de euro ar trebui asigurat de guvernul României timp de 5 guvernul ani. României și noi avem voință. Acest guvern al României din anul 2015 are voința politică și vom trece în bugetul pentru anul 2016 prima sumă, prima parte, 145 de milioane de euro. Dacă avem o lege aprobată astăzi, exista garanția pentru fermieri că în fiecare an până în anul 2020 se investește o sumă pentru sistemul de irigație. Ce s-a întâmplat astăzi? S-a întâmplat următorul lucru. După ce am agreat în Comisia Parlamentară cu toți membrii partidelor, cu președintele Comisiei de Agricultură, cu Nini Săpunaru, din păcate, în plen, Partidul Național Liberal, sigur că pe de o parte au lipsit foarte mult și de la cei care formează coaliția de guvernare, dar asta e un alt aspect. Nu mi-am imaginat niciodată că va exista irresponsabilitatea unor oameni prezenți în sala astăzi să voteze împotriva unor investiții care se vor face. Bun, deci PNL-ul a votat, s-a abținut, nu? Partidul Național Liber. S-a abținut. Era o lege organică și aveam nevoie de două. Colegii dumneavoastră de la PSD, UNEPR, ALDE, care au lipsit. Acum suntem într-o situație, într-o capcană, să spunem așa, pentru că e vorba de o lege organică și această lege nu mai poate fi votată în această sesiune, conform regulamentului Parlamentului. Deci anul viitor. În anul viitor. Eu însă am discutat cu primul ministru și m-a rugat să găsesc toate pârghiile necesare astfel încât să venim eventual cu o ordonanță de urgență ca să asigurăm acest buget de la 1 ianuarie 2016. Nu mai avem timp să așteptăm. Să prindeți în buget și acum că mergeți. Eu vreau să vă spun un lucru. Domnul ministru, ați lucrat deja la buget? Lucrăm deja, sigur că da, cu Ministerul de Finanțe. Pe 15 octombrie trebuie să mergeți în Parlament sau când? Nu știu exact care este termenul, dar îl vom respecta. Și cu siguranță și bugetul pe banii ăștia pentru irigație. Trebuie să găsim pârghia, discutăm cu toți juriștii în momentul de față, să corectăm o chestiune în care nu credeam să existe atâta irresponsabilitate. Investițiile în irigații sunt absolut necesare, dat fiind faptul că peste 70% din sistemul de irigații a fost devalizat. Chiar dacă proiectul s-a dovedit a nu avea mare interes pentru parlamentarii puterii, ministrul agriculturii se arată convins că în bugetul pe anul viitor se vor aloca 145 de milioane de euro pentru irigații.